scumpe și condiții mai aspre de creditare. Practic, legea dării în plată a schimbat regulile. Alpha Bank a decis să renunțe la creditul Prima Casă. Asta după ce Raiffeisen a hotărât săptămâna trecută să majoreze avansul pe segmentul creditelor imobiliare standard. Totodată, CEC Bank, principala bancă de stat, a anunțat că pregătește un credit ipotecar pe modelul băncilor americane. Astfel, dacă respectivul client nu își va mai putea plăti ratele pe parcursul perioadei de rambursare, va putea să ofere casa pentru a achita creditul. Detaliile vin de la Hilde Tudora. Hilde, bună seara! Bună seara, Andra, bun găsit tuturor! Da, Alpha Bank a decis să elimine cel puțin de pe site oferta creditelor acordate prin programul de stat Prima Casă. În acest moment, dacă intrăm pe site-ul băncii, sunt doar 3 oferte. Oferta cu privire la programul Prima Casă a dispărut. Reprezentanții Alpha Bank nu au oferit însă o poziție oficială cu privire la această modificare de pe site. De asemenea, așa cum spuneai și tu, CEC Bank, principala bancă de stat din țara noastră, a anunțat că va lansa credite ipotecare pe modelul celor acordate de băncile americane. Mai exact, dacă clienții nu-și vor mai putea achita ratele lunare la bancă, vor putea oferi casa băncii și astfel scapă de datorii. Totodată ne amintim, Raiffeisen Bank a anunțat săptămâna trecută că majorează avansul pentru creditele imobiliare standard. Mai exact, de la 15 la 35% pentru creditele în lei și de la 25 la 40% pentru împrumuturile în valută. Ei bine, acestea sunt principalele consecințe ale legii dării în plată, care, ne amintim, a fost retrimisă de președintele Klaus Iohannis în Parlament pentru reexaminare. Dacă legea dării în plată ar intra în vigoare, indiferent de forma pe care ar avea-o în momentul de față, programul pe care îl propune această bancă de aplicare a unei legi de dare în plată contractuale, să spunem așa, nu ar face altceva decât să paralizeze, să fie paralizată odată legea respectivă de către programul instituit de către bancă. Neavând o lege de protejare a debitorilor, băncile au făcut cam ce au făcut, iar acum, evident că suntem în prag de aprobare acestei legi, pe care cel puțin băncile o blamează ca nefiind constituțională, ca nefiind apărătoare de drepturi egale și așa mai departe, băncile vin cu această monstruoasă coaliție de creștere, de supra-creștere a avansului la creditele ipotecare, tocmai pentru a încerca, și este evident lucrul acesta, o aplicare a legii dării în plată, așa cum a fost ea gândită.